Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împăratul Ceresc, Mângâietorul de Fructul Adevărului, care se întinde neînțeles toate de Dumnezeu. Vistierul Bunătăților, Sătătorul de Viață, Sfântul și se sălășește cu noi, ne curățește pe noi de toate, în Sfântunea și Mângâietul Bunătăților și pentru noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca cum și curăși și vecii vecii oameni. Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, pentru binecuvântăm. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Domnule președinte, preacucernici părinți și iubiți creștini, în acest an, în anul 2018, la o distanță de doar câteva zile, se împlinesc 100 de ani, mai întâi, în ordinea importanței, spunem, de la evenimentul desăvârșirii Unirii, de la 1 decembrie 1918 și pe 21 noiembrie, 100 de ani de la nașterea părintelui Constantin Galen. Pentru a aduce împreună aceste două evenimente, în memoria și în inima dumneavoastră și pentru a găsi în ele resurse pentru întărirea sentimentului național și a vieții creștine, noi am organizat aceste întâlniri. În această seară este un apogeu. Pentru că l-avem, după cum vedeți, alături de noi, pe domnul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, care ne-a făcut această onoare, la care eu nu îndrăzneam să gândesc atunci când am discutat cu domnul Emil Necula despre posibilitatea invitării dânsului. Și îi mulțumim foarte mult pentru această onoare și bucurie pe care ne face și îl rugăm pe dânsul să vorbească, fiindcă nu are nevoie de prezentare, așa cum se întâmplă în cazul nostru. Mulțumesc! Vă mulțumesc, preacucernice părinte, preacucernici părinți și preacuvioși părinți. E o mare emoție pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră și a credincioșilor din această tradițională și vestită parohia Bucureștilor. Suntem în capitala țării și vorbim despre Marea Unire. Dumnezeu a voit ca momentul Marii Uniri să coincidă cu venirea pe lume a părintelui Galeriu, pe care îl purtăm în minte și în inimă, și câtă vreme îi ducem amintirea mai departe, este mereu printre noi. De asemenea, îngăduiți-mi să vă spun că vorbind despre unire în acest an, și mai bine și mai rău după putințele fiecăruia, nu ne putem opri să privim spre credință și biserică, pentru că fără credință și biserică, edificiul acesta care se cheamă România n-ar fi putut să fie înfăptuit. Așa cum o familie tânără când se întemeiază, are nevoie de casa ei, cât de mică, și o națiune când există, are nevoie de edificiul ei național. Și al nostru se cheamă România. Cum s-a făurit România? E o poveste lungă, care durează cât istoria noastră. Și eu n-am să pot să vă spun povestea unirii noastre. E și greu într-un timp scurt,
e și greu din pricina dezunirii pe care o trăim astăzi și pe care am vrea să o învingem repede, ca să ne înfățișăm în fața lumii la centenar, după datină și după cuvință. Ce aș vrea eu să vă spun în câteva cuvinte în seara aceasta este legat de credință și de biserică în contextul unirii celei mari. Povestea unirii o cunoașteți cu toții. Așa cum se ridică o casă, s-a ridicat și țara noastră într-un timp destul de îndelungat și pe etape. Pentru mine, faza ultimă de construcție națională a durat cam 7 decenii, de la 1848 până la 1918. De ce încep cu 1848? Pentru că atunci a fost o strângere de energii naționale într-un mănunchi care s-a întrunit și la Iași, și la București, și la Islaz, și la Blaj, și la Lugoj, adică pe toată întinderea pământului românesc, fără ca țara să fie existat atunci. Ea exista în suflete, iar Mihail Cogălnicianu, un mare istoric romantic și om politic român, prim-ministru sub Cuza și ministru de externe sub Ion Brătianu, când a definit țara la 1843, deschizând cursul de istorie națională la Academia Miheileană din Iași, a dovedit că românii ca el aveau patria în suflete, pentru că el a spus așa: patria este toată acea întindere de loc unde se vorbește românește. La 1843. În 1848, tinerii de atunci, care au făurit Revoluția și prin Revoluție țara, aveau și ei în suflete această patrie și au trasat un program de dezvoltare a țării. Spun tineri pentru că Bălcescu era născut în 1819. Gândiți-vă câți ani avea la 1848. Iar Avram Iancu, când a devenit Craiul Munților, avea 24 de ani. Era născut în 1824. Prin urmare, erau niște tineri entuziaști, dar cu mintea limpede și înțeleaptă. Și-au trasat planul de dezvoltare a acestui edificiu care se cheamă România. Între ei era un tânăr care pornise pe cariera militară, Alexandru Ioan Cuza, care în 1859, fiind ales domn împotriva dorinței marilor puteri și la Iași și la București, a pus bazele României. Între 1859 și 1866 s-a făurit nucleul României, iar țara a fost reformată, o țară din Europa răsăriteană, după principii occidentale. În înțelepciunea lor, ei au înțeles, acei tineri, care era fermentul construirii unui continent. Și atunci Alexandru Ioan Cuza, ajutat de mâna lui dreaptă Mihail Cogălnicianu, a făcut marile reforme de modernizare a țării. Între ele a fost și înființarea Academiei Române. A pregătit Constituția, care nu s-a adoptat sub el, și a pregătit documentele pentru înființarea Academiei Române, care s-au petrecut în 1866, după ce Cuza a fost obligat să abdice. Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci, ne place să privim cu admirație. Țara românească cea mică, cum îi spun eu, adică Oltenia și Muntenia, fără Dobrogea, s-a unit cu Moldova, dar numai cu Moldova cea mică, adică cea dintre Carpați și Prut. Celelalte părți ale pământului românesc nu s-au putut uni atunci. Dobrogea era de peste 400 de ani sub stăpânire otomană. Au fost acolo dislocări de populație, schimburi de populație, colonizări de populație turco-tătară și, firește, o politică de islamizare, pentru că în Dobrogea s-au construit geamii, meceturi și moschei.
conform politicii statului din care a făcut parte Dobrogea pentru, cum vă spuneam, aproape 4 secole și jumătate. Basarabia era ruptă din trupul Moldovei de la 1812. Și o mică parte din Basarabia a făcut parte din România lui Cuza, cele 3 județe care asigurau controlul asupra gurilor Dunării și care se chemau Cahul, Ismail și Bolgrad. Date Moldovei, redate Moldovei în 1856 după războiul Crimei. Bucovina era ruptă din trupul Moldovei și botezată Bucovina de la 1775, când a intrat în stăpânirea Imperiului Habsburgilor. Și eu vorbesc aici de Bucovina toată, de țara de sus a Moldovei, cu cele 3 capitale, Baia, Siret și Suceava, primele capitale ale țării Moldovei, cu mănăstirea Putna, unde își dormea somnul de veci Marele și Sfântul Voievod Ștefan, numit Sfânt încă din timpul vieții, căci, zice cronicarul, la trecerea lui în lumea de dincolo au rămas țara fără scut și fără multă apărătură. Acolo erau mănăstirile ridicate majoritatea în vremea lui Ștefan și pictate în vremea fiului lui Petru Rareș. Deci mă refer la Bucovina toată, până la Suceava inclusiv. Toată era în mâini străine, de la 1775. Iar Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul nu reușiseră pe parcursul istoriei să facă vreodată parte din vreo țară românească. Căci acolo mereu, poate cu excepția voievodului Gelu, care a domnit pe la anii 900 după Hristos, cu excepția acelei scurte perioade de timp, Transilvania a fost mereu parte a unor țări străine. Și atunci, edificiul început sub Alexandru Cuza, Cogălnicianu și ceilalți trebuia întregit. Oamenii aceia politici, în ciuda disputelor de epocă, întotdeauna oamenii au avut dispute între ei, au avut înțelepciunea să-l aducă după Cuza în fruntea țării pe principele Carol, din casa de Hohenzollern-Sigmaringen, care după o perioadă de adaptare și de amărăciune sufletească și de nesiguranță, a intrat în rolul unui suveran român și a înțeles că e urmașul domnilor și voievozilor noștri. Și el a făcut a doua etapă, 1877-78 până în 1881, aș zice, chiar un pic peste, în care s-a proclamat independența de stat și ruperea oricăror legături cu poarta, s-a participat la războiul de independență pentru că nicio împlinire mare nu se obține fără sacrificii. Armata română avea atunci 100.000 de oameni. 60.000 au luptat ca armată de operațiuni în câmpii, pe câmpiile Bulgariei ca să obținem recunoașterea independenței absolute, lucru care s-a petrecut în 1878 și în anii ce au urmat. Tot în 1878, ca urmare a victoriei ruso-române, s-a obținut Dobrogea, ceea ce a însemnat o deschidere a țării spre lume din punct de vedere geografic. Am dobândit un plămân spre lume, respirație spre Marea Neagră, și prin strâmtorile Bosfor și Dardanele ieșire în Mediterana și de acolo mai departe pe la coloanele lui Hercule, care se cheamă azi Gibraltar, ieșirea spre ocean. Ceea ce a făcut din România o țară și maritimă. În 1881, ca urmare a prestigiului câștigat, Parlamentul a proclamat România regat. Iar în 1885, Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală, ceea ce e marca unei țări independente, după rânduiala răsăritului, a bisericilor răsăritului. Și în fine, ultima etapă pe care o evocăm mai des în aceste zile, Unirea cea Mare.
În 1914, țara avea 137.000 de kilometri pătrați și cam 7 milioane de locuitori. Iar în 1918, prin voința națiunii române, țara avea circa 300.000 de kilometri pătrați și 15 milioane de locuitori. Cu alte cuvinte, teritoriul aproape s-a triplat și numărul populației a crescut mai mult decât de două ori. De aceea e o mare împlinire. Unirea noastră s-a făcut după rânduielile democrației de atunci. Nici mai bine, nici mai rău. Basarabenii și-au ales primii un organ de conducere numit Sfatul Țării, pentru că acolo evenimentele au fost mai iuți, parcă. Și primejdia înghițirii noastre și a aruncării în neant era și mai mare. Cum știți, în 917, dinastia Romanov a fost răsturnată, a început o revoluție sub Kerensky, care a sfârșit sub Lenin, și din revoluție care s-a anunțat democratică a ajuns bolșevică, dictatorială și comunistă. Bande înarmate de bolșevici au început să bântuiască prin Moldova dintre Prut și Nistru, și atunci sigur că statul român, care avea atunci capitala la Iași, București erau sub stăpânire germană din 6 decembrie 1916, statul român a luat măsuri. Sfatul Țării s-a înființat inițial ca să decidă soarta Basarabiei și a fost proclamată Republica Moldovenească, democratică într-o primă fază, Republica Moldovenească autonomă, apoi Republica Moldovenească independentă, până când, la 27 martie, sfatul acesta al țării, din care făceau parte și români, majoritatea locuitorilor Basarabiei, dar și alții, ruși, ucrainieni, evrei, sfatul țării a decis cu majoritate unirea Basarabiei cu România. Și cu toate că norii erau adunați asupra țării în 918 și nimeni nu spera că vom ieși din necaz, în luna martie a venit vestea asta a unirii Basarabiei, o delegație de basarabeni, între care era și ardeleanul Onisifor Ghibu, care mai târziu avea să fie între constructorii Universității Românești din Cluj, s-a deplasat la Iași să ducă Măriei sale regelui Ferdinand vestea unirii Basarabiei. Era jumătate din Moldova care revenea la țara mamă, ceea ce reprezenta enorm de mult. Apoi, în același an a trebuit să încheiem pace separată cu Germania, vârful Carpaților era trunchiat și dat Austro-Ungariei, care își trăia ultimele clipe de viață, fără să știe. Și ar fi urmat ca bogățiile țării pentru 100 de ani să ia calea Germaniei și Austro-Ungariei. Anul ăsta am fi încheiat de dat datoria, între ghilimele, dacă pacea aceea ar fi rămas în vigoare. 1918-2018. La 28 noiembrie, în același an, în urma unor eforturi extraordinare, s-a unit Bucovina cu România prin același procedeu. O instanță de oameni aleși democratic, care alcătuiau Congresul General al Bucovinei, au decis la Cernăuți unirea pentru vecie în granițele sale istorice până la Ceremuș a Bucovinei cu România, după 144 de ani de stăpânire străină. Cel mai greu s-a unit, firește, Transilvania, care v-am spus că era și partea de țară cel mai îndelung înstrăinată. Eforturile au fost mari. Acolo, în Transilvania, intelectualii luptau de cel puțin 50 de ani pentru unire.
se înființase ASTRA, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, cu 5 ani mai devreme decât Academia Română de la București. ASTRA era menită să semene în suflete ideea unității naționale. ASTRA era organizată pe despărțăminte, un fel de circumscripții, și se întruneau astriștii astăzi la Făgăraș, mâine la Năsăud, poi mâine la Satu Mare, mai departe la Gherla, la Lugoj, la Beiuș, la Timișoara, în Secuime, ca să le arate românilor ce înseamnă unirea. La 1884, Ioan Slavici, bănățeanul, la Sibiu, pe frontispiciu revistei Tribuna, a scris: soarele românilor, soarele pentru toți românii la București răsare. Și de atunci ideea unirii între intelectuali a fost vie. Preoții în biserici își încheiau slujbele printr-o predică laică în care trebuiau să le spună credincioșilor de ce gândul lor trebuie să fie spre unire. Cei care spun că unirea n-a fost pregătită și că a fost făcută de marile puteri sau de Victoria Antante în primul război mondial sau de niște oameni politici, nu știu câtă muncă s-a dus în sânul poporului, prin școală, prin presă și prin biserică, tocmai pentru a pregăti unirea și în rândul păturilor celor mai de jos. Așa că mărita adunare națională de la Alba Iulia, întrunită în 1 decembrie 1918, într-o zi geroasă, oamenii s-au strâns care pe jos, care în căruțe, care călare, care cu trenul, care au fost mai norocoși și au venit cu trenurile. Și au ajuns pe ceea ce se cheamă azi platoul romanilor, atunci se numea Câmpul lui Horea, că a fost sacrificiul lor al lui Horea Cloșca, Crișan murise mai înainte, tragerea lor pe roată, și românii n-au uitat și i-au zis Câmpul lui Horea. Acolo s-a strâns suta de mii de români și un tânăr din Galtiu a făcut 5 fotografii care s-au păstrat până astăzi. A vrut să facă și în sala casinei militare unde erau strânși cei 1228 de delegați, dar nu l-au lăsat, pentru că era taină mare acolo și n-aveau voie cu toții să intre, numai delegații. Și delegații erau 1228, fiecare cu credenționale în mână, adică aveau niște certificate sau documente de crezământ în care scria: cercul de la Beiuș îl însărcinează pe Petru Popescu să voteze unirea cu regatul României în numele nostru, și mai semnau câteva zeci. Cu alte cuvinte, cei 1228 de delegați care au votat unirea au votat-o în numele altor sute de oameni care i-au trimis. Cele două biserici românești, ambele de rit bizantin, ortodoxă și greco-catolică, cele două partide românești, unul național și celălalt de centru-stânga, social-democrat, organizațiile de femei, organizațiile culturale, grupările studențești, toate și-au trimis reprezentanții la Alba Iulia cu drept de vot. Și 1228 de delegați au votat în unanimitate unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România la 1 decembrie. Parlamentul României a ratificat acest lucru, iar Conferința Păcii de la Paris din 1919 n-a făcut decât să recunoască ceea ce a hotărât poporul român. Dacă hotărârea ar fi fost strâmbă, credeți dumneavoastră că marile puteri învingătoare, vreo 27 câte s-au strâns la un loc acolo, ar fi decis unirea provinciilor românești cu țara? Hotărârea însă a fost dreaptă. Nu s-a făcut o recunoaștere ușoară, au durat discuțiile. Au fost și opozanța ai recunoașterii. Au fost țări din jur care au fost frustrate, care au considerat că au pierdut teritoriile lor istorice. Dar până la urmă, dreptatea istorică, bazată pe principiul autonomiei și autodeterminării naționale, a biruit.
Am avut noroc și cu un președinte american înțelept atunci, Woodrow Wilson, care la 8 ianuarie 1918, în Congresul American, a prezentat 4 puncte pentru pacea lumii. 14 puncte pentru pacea lumii. Între aceste 14 puncte, unul recunoștea dreptul popoarelor de a-și hotărâ singure soarta. Așa că, la 1918-1920 s-au destrămat în partea noastră de Europa 4 imperii. Imperiul German, Reichul, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Țarist, care a reînviat sub forma Imperiului Roșu, dar asta e altă poveste, și Imperiul Otoman. Pe ruinele acestor imperii s-au născut state naționale sau aproape naționale, în care națiunea dominantă avea majoritatea. Dacă ne uităm pe harta Europei, de la Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, România, Serbia, care a format până la urmă regatul sârbilor, croaților și slovenilor, toate fie s-au format acum, fie au renăscut, fie s-au întregit. Țările baltice acum au primit independență prima oară. Ele vor fi înghițite de Stalin, dar în 1991, când a căzut URSS-ul, vor reînvia din nou în aceleași granițe din 1918. Cu alte cuvinte, centenar sărbătoresc acum și finlandezii, și cehii, și slovacii, și lituanienii, și letonii, și polonii. O să ziceți, bine, dar Ciorslovacia s-a destrămat. Nu e adevărat. Ciorslovacia s-a despărțit în aceleași granițe în Cehia și Slovacia după principiul național. N-au mai vrut să facă o federație. Iugoslavia s-a destrămat, dacă lăsăm deoparte episodul Kosovo, Iugoslavia s-a destrămat în republici naționale. Slovenii vorbesc o limbă și au o credință, croații vorbesc altă limbă, o altă credință, sârbii vorbesc o limbă asemănătoare cu a croaților și au altă credință. Deci, până la urmă, principiul etnic național a biruit. Și ideea că fiecare națiune trebuie să aibă casa ei proprie a biruit. Așa că românii n-au făcut nimic neobișnuit în plan internațional, dar au făcut ceva neobișnuit în plan național, pentru că au reușit, deși speranțe nu erau, să se adune la un loc și să facă acea țară numită Regatul României, care era o putere mijlocie a Europei, avea aproape suprafața Italiei atunci România. 300.000 de kilometri pătrați. Uitați-vă la hartă și vedeți cât e de frumoasă. O treime erau munți, o treime dealuri și podișuri și o treime câmpii. Încât venim la vorbele lui Bălcescu, care zice: pe culmea cea mai înaltă a munților Carpați se întinde o țară mândră și binecuvântată între toate de Domnul prepământ. Ea seamănă a fi un măreț și întins palat, capodoperă de arhitectură în care sunt adunate și așezate la un loc toate frumusețile naturale și bogățiile ce împodobesc celelalte ținuturi ale Europei. În românii sub Mihai Voievod Viteazul. El se referă la Ardeal, dar el vede Ardealul ca o cetate. În jurul cetății sunt dealurile subcarpatice și podișurile care stau ca niște contraforți să țină munții în picioare și după aceea trei câmpii. Câmpia Română sau Câmpia Dunării, Câmpia Moldovei și Câmpia de Vest, numită și Câmpia Tisei. Toate astea dau și armonia pământului românesc, iar marii noștri geografi au subliniat acest lucru. Vreau să închei cu câteva pilde legate de biserică. Lumea astăzi cârcotește fără să știe și abordează subiecte necunoscute. De ce a fost importantă credința și biserica, de ce au fost importante în înfăptuirea Unirii? Dați-mi voie să vă amintesc că în acest an s-au împlinit 330 de ani de când s-a tipărit aici Biblia de la București, sau Biblia lui Șerban, cum se cheamă, Șerban Cantacuzino, care s-a difuzat de fapt sub Brâncoveanu. Biblia de la București e opera cărturarilor din Ardeal, din Moldova și din Țara Românească. Cu toți au lucrat la ea. Au pus mână de la mână și înțelepciune într-o înțelepciune ca să facă acest mare monument acum 330 de ani numit Biblia de la București.
Le-am spus zilele trecute colegilor de la Universitatea Politehnică a București. Ce rol a avut biserica în fondarea Politehnicii? Lumea s-a uitat cu mirare la mine, crezând că fac figuri de stil. În anul 1818, sub Vodă Caragea, care era de altminte grec de neam și credincios pravoslavnic după confesiune, a fost convins că la București trebuie începută predarea în școala superioară în limba română. Și ca să facă posibilă trecerea de la limba greacă, care era limba elitei atunci. Știți că în Evul Mediu noi am avut limba slavonă între cei învățați. Am înlocuit-o la un moment dat cu greaca, am avut secolul Fanariot. Dacă era numai Fanariot, nu era rău, dar a fost turco-fanariot. Ceea ce arată dependența noastră de un stat islamic, care era contra firii în raport cu tradiția poporului român. Și a venit acest ardelean tânăr, Gheorghe Lazăr, din Avrigul Sibiului, și a făcut școala de ingineri hotarnici la București, adică nucleul Politehnicii. Ce legătură are asta cu biserica? Păi tânărul Gheorghe Lazăr era arhidiac, cu studii făcute la Sibiu, la Cluj, la Viena, sfințit arhidiacon și purtător al cuvântului lui Dumnezeu. Unde a făcut nucleul Politehnicii? La mănăstirea Sfântul Sava. Că biserica noastră și-a pus construcțiile ei la dispoziția pregătirii nu a preoților numai, a inginerilor hotarnici. Sunt două exemple mai aproape de noi. Dar să vă spun ce s-a zis după ce a fost răpus pe câmpul Tordei, cum scrie cronicarul, pe un câmp de lângă Turda, nu la câmpia Turzii, cum se crede, ci lângă Turda, unde e un monument azi și o mănăstire Mihai Vodă, ridicată mai recent, ce s-a spus despre Mihai de către stăpânitorii de atunci ai Transilvaniei la 1601. Niciun preot sau călugăr să nu mai vină din cele două principate valahe vreodată în Transilvania, pentru că voievodul tiran și valah a pus mâna pe Ardeal prin tainica lucrare a preoților săi. Mihai și-a trimis emisari. Preoții și călugării, sub haina lor neagră, purtau nu numai cuvântul Domnului, ci și cuvântul unității limbii, a unității de origine, a nevoii de a trăi împreună. Iar cronicarul umanist Somoșchiozi, Zamozius, pe nume latinizat, în 1599, când a intrat Mihai în Ardeal, firește că îl critică, că a pus mâna pe țara Ardealului și că ar vrea să-i dea la o parte pe vechii stăpâni, dar spune un lucru admirabil. S-au ridicat la luptă valahii, încurajați de nădejdea că aveau un domn din neamul lor. Cu alte cuvinte, un străin observă că românii ardeleni, în 1599, toamna, după ce voievodul a trecut pe Valea Buzăului, s-a revărsat la Brașov, a intrat în Biserica Sfântul Nicolae și a stat în jilțul voievozilor. L-a învins pe cardinalul principe al Transilvaniei, Andrei Batori, pe câmpul de luptă la Schellenberg, s-a proclamat principe la Alba Iulia și românii au înțeles pentru prima oară că au un domn din neamul lor. Și asta era la 1599 și spun străinii acest lucru. În 1629, pe tronul cel mare de la Constantinopol, în fruntea Marii Biserici, ca patriarh ecumenic, stătea Kiril Lucaris. Stătuse ani buni și la Iași și la București. Cunoștea bisericile noastre. Și când principele Ardealului de atunci, Gabriel Bethlen, care era calvin, i-a scris o scrisoare că vrea să-i facă pe românii ardeleni calvin, pentru că ar vrea să fie supuși de aceeași credință cu stăpânul. Kiril Lucaris i-a spus, n-ai să poți. Eu n-am să pot să-i apăr, că sunt departe și sunt sub turc. Și chiar dacă aș avea armată,
Biserica nu poate interveni cu armele, dar vor interveni domnii țării românești și Moldovei, dacă vrei să-i clintești pe românii ardeleni din credința lor, și vor interveni, dacă nu cu armele, atunci cu îndemnuri tainice, cum au mai făcut-o. Și al doilea motiv, n-ai să poți să îi clintești pe românii ardeleni din credința lor, pentru că există legătura de sânge și de simțiri cu ceilalți români de la sud și răsărit de Carpați. 1629. Tradiția asta a fost dusă mai departe. A urmat unirea cu Biserica Romei și frângerea unității românești de credință, frângere la început aparentă, pentru că amândouă bisericile sunt de rit bizantin, cum știți. În Biserica Greco-Catolică s-a păstrat rânduiala credinței după răsărit. Și unul dintre episcopi, despre care toată lumea știe, al treilea, Ioan Inocentie Micu Klein, care știa că unirea s-a făcut ca act politic, nu ca nevoie spirituală a românilor ardeleni, când a văzut că partea stăpânitoare lumească nu își îndeplinește promisiunile, a zis că revenim la dreapta credința noastră, cum suntem de fapt, și ne întoarcem la legăturile noastre ale răsăritului, și a convocat un congres național românesc în 1743, în care i-a chemat pe toți românii, și uniți și neuniți, și le-a spus că rânduiala răsăritului e cea dreaptă. Și atunci l-au chemat, l-au momit, l-au amăgit și l-au ispitit, și el a fugit la Roma cu gând că dacă ajunge acolo, într-o țară civilizată, la papă, va fi iertat. Dar n-a putut să ajungă niciodată la papă. Și a stat 24 de ani în exil. Și la sfârșitul vieții a scris niște cuvinte extraordinare. Dar înainte de a vi le spune, vreau să vă spun ce a făcut el la Blaj când a întemeiat mănăstirea Blajului și era pândit de un călugăr iezuit în tot ce face. A scris o scrisoare către domnul țării românești și către mitropolitul țării românești de atunci. Asta era în jurul anilor 1740, din 32 era episcop și le-a scris următorul lucru: mă rog de măriile voastre să-mi trimiteți zugravi curați și preacuvioși care să-mi facă pictură pravoslavnică la mănăstirea de mine făcută, cum numai la Cozia și la Hurez se află. Și ăsta era un ardelean născut în Ardeal, educat în Occident. Pictura lui a vrut să fie ca la Cozia și la Hurez. Iar la moarte, o moarte anonimă, în 1768, a scris cele mai frumoase cuvinte despre obșteasca înviere pe care le-a remarcat Lucian Blaga, Lucian Blaga fiind credincios ortodox. A scris că n-are ce lăsa altceva țării, că n-are avere, dar roagă să se odihnească în pământul patriei, pentru că de când e în exil, a aflat un lucru extraordinar. Nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei. Asta a scris Ioan Inocentie Micu Klein. Iar Blaga a scris că mai frumoase cuvinte despre țară n-a scris și n-a rostit nimeni. Repet, după 24 de ani de exil a scris: nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei. Și Dumnezeu așa a rânduit lucrurile, că după sute de ani, în 1997, trupul lui părăsit într-o biserică anonimă din Roma a fost adus în țara lui, adică în România, și se odihnește acum pe sol românesc. El a murit în 1768 și trupul i-a fost adus în 1997. Nimeni nu mai credea. A fost ca o profeție. Acum poate să-și aștepte învierea. Pe urmă, la 1848, Andrei Șaguna, nu, întâi la 1791-92, Gherasim Adamovic, episcop ortodox, și cu Ioan Bob, episcop unit, mână în mână, de braț, s-au dus la Viena să ducă suplex libelus valahorum la împăratul Leopold al II-lea. La 1848, Andrei Șaguna, sfântul de astăzi, împreună cu Ioan Lemeni, episcop unit, au stat unul lângă altul în fața mulțimii ca să dea exemplu unității. Nu s-au înțeles întotdeauna, dar în fața poporului
au stat împreună ca să simbolizeze unitatea și au prezidat adunarea cea mare de la Blaj. La Blaj au fost trei adunări, una în Duminica Tomii, alta la 15 mai și alta în septembrie 1848. În septembrie s-a pregătit organizarea Ardealului ca țară românească. Cu 15 legiuni, împărțite în cete, conduse de prefect și de tribun după modelul armatei Imperiului Roman. Neputând transforma tot Ardealul în țara românească, Avram Iancu, de 24 de ani, a transformat munții Apuseni în țară românească și i-a organizat militarește și civil. Iar în 1918, în fața măritei adunări naționale de peste 100.000 de oameni, episcopul de Caransebeș, Miron Cristea, viitorul patriarh al României, și episcopul de Gherla, Iuliu Hosu, viitorul cardinal al României, au stat unul lângă altul și și-au împărțit rolurile și s-au rugat Domnului pentru unitatea acestui popor. Cu alte cuvinte, edificiul despre care vă vorbeam s-a clădit printr-un plan bine stabilit, dar în care a fost și lucrare dumnezeiască, că fără sădirea în suflete a acestor idei de unitate, oricât ar fi muncit intelectualii sau oamenii politici, n-ar fi făcut nimic. Cu alte cuvinte, la rădăcina unirii noastre au stat, alături de limbă, de tradiții, de obiceiuri, de cutume, de felul de a ne mormânta morții și de a ne boteza copiii, de felul de a ne face nunțile, chiar de felul de a mânca, de felul de a ne purta și de a ne îmbrăca în ii și în cioareci, a stat credința noastră și alături de credință biserica. Și prin urmare ar trebui să învățăm de la ei că edificiul acesta frumos pe care ei ni l-au lăsat, nu-i lăsat pentru vecie dacă noi devenim nevrednici, ci avem datoria să-l primenim în fiecare zi, să-l îngrijim, să-l udăm ca pe o plantă când e necesar, cu lacrimile noastre, și să-l ducem mai departe pentru copiii și nepoții noștri. Altă rânduială nu există pe lumea asta. Iar cei care ne îndeamnă altminte ne amăgesc și ne ispitesc pe căi străine. De aceea cred că împreună, uniți într-o credință și biserică, trebuie să ducem mai departe această țară, oricât de vitregit ar fi ea acum. Vă mulțumesc! Stimate domnule președinte al Academiei Române, preacucenice, părinte paroh, preacucenice, părinți, frații mei, poate că vârsta mă face să fiu atât de emoționat, dar nu pot să fiu altfel în această clipă de mare bucurie, când președintele Academiei Române a binevoit să vină la Biserica Sfântul Silvestru ca împreună în această seară să-l cinstim pe cel care s-a născut odată cu țara românească, cum îi spunea, ne spunea Părintele Galeriu, Părintele nostru. Și deci, pentru noi de la Silvestru, centenarul, sărbătoarea aceasta mare a patriei noastre, este legată de numele Părintele Galeriu, care s-a născut odată cu țara,
și s-a dezvoltat odată cu țara și a ajuns ca și țara românească să fie un preot strălucit, slujitor al bisericii și al neamului. Mai ieri, domnul Sorin Dumitrescu, membru corespondent al Academiei, mi-a înmânat o broșurică în care pe copertă este cușca în care cei care luptau pentru libertatea din anii din urmă l-a adăpostit și pe Părintele Galeriu și pe toți cei care apărau libertatea atunci când îl apărau pe Basarabeanul Ilie Ilar. Fiindcă Părintele Galeriu a fost un mare luptător pentru libertate, pentru libertatea religioasă, pentru libertatea politică, pentru libertatea de conștiință. De aceea îmi privea de multe ori miezul nopții pentru ca să analizeze conștiința celor care veneau ca să se spovedească la dânsul. Și, stimate domnule președinte, faptul că ați venit să-l omagiați împreună cu noi ne onorează și pe noi și mai ales pe Părintele Galeriu, Părintele nostru, fiindcă seriile acestea îi sunt dedicate Părintele. Și acum când vă vorbesc, vreau să spun cu o oarecare frumoasă modestie că suntem aici, în clipa aceasta, doi cetățeni de onoare ai municipiului Gherla, fiindcă domnul președinte este originar dintr-un sat aproape de Gherla și municipiul acesta, pentru lupta pe care o desfășoară pe plan intelectual domnul președinte, pentru că ajungând în fruntea acestei cele mai mari instituții culturale, nu înseamnă că a venit așa dintr-o dată, ci a dus o luptă lungă și grea, din tinerețe, din vremea când era elev, și până în zilele noastre, când afirmă cu tărie principiul acesta wilsonian al libertății de determinare a popoarelor de modul în care vor să-și trăiască viața. Și domnul președinte subliniază ca un savant în cele ale istoriei, cu documente și date, drepturile noastre ca români asupra acestor ținuturi, fără să ignorăm drepturile celorlalți. Și ceea ce a subliniat atât de frumos domnul președinte, clipa anului 1918 este una dintre cele mai importante ale istoriei noastre naționale. Dumnezeu să-l odihnească răposatul academician Mircea Mavița, scria prin 1947 într-un articol din ziarul Drapel că ziua de 1 decembrie este cea mai importantă din istoria poporului român. Iar eu astăzi, o săptămână, vorbeam la Biserica Șerban Vodă și spuneam că anul 1918 este cel mai frumos an din istoria românilor. Este cel mai frumos, pentru că până atunci doar o singură dată, la 6 iulie 1600, Mihai Viteazu a pronunțat din un edict în care se intitula Domn al tuturor românilor din țara românească, Moldova și Transilvania. Și de atunci până în 1918 au trecut 400 de ani ca să mai ajungă încă la această clipă când pe câmpul lui Horia
cei 1228 de credenționari au pronunțat în numele întregii populații. Căci așa cum spunea domnul președinte, fiecare era împuternicit de alte sute și mii de români să pronunțe în fața lumii că noi vrem să ne unim cu țara necondiționat, fiindcă o partidă în frunte cu Iuliu Maniu pe vremea aceea vroiau ca întâi să se proclame independența Transilvaniei și ruperea ei de Imperiul Habsburg și apoi să adere la țara românească. Ori cei care erau adunați acolo au zis necondiționat, vrem să ne unim cu țara și așa în cel mai frumos an al istoriei românilor s-a reușit să se arate lumii că poporul român, în ciuda atâtor sute de ani în care au fost despărțiți prin granițe politice, au fost strâns uniți prin sânge, prin grai și prin credință. Și mai ales credința ortodoxă i-a făcut să simtă și să trăiască întotdeauna sentimentul că sunt ortodoxi și români sau români și ortodoxi. Nu altfel. Ceea ce realizau Habsburgii când au zis divide-te din pera în parte și stăpânește și a creat printr-o formă vicleană și au construit, au realizat o ruptură, cea din tâi ruptură în unitatea de granit a neamului românesc a făcut-o spărtura habsburgică care a creat Biserica Greco-Catolică, dezunire care a rămas puternică până astăzi. A subliniat domnul președinte că a fost o clipă măreață la Alba Iulia, când pe podium care era acolo în câmpul lui Horia, unde a fost înainte eșafodul pe care a fost tras pe roată Horia și Cloșca, pe podium acela erau alături doi episcopi, erau mai mulți, că erau și Ion Pop, Ioan Ignatie Pap de la Arad și episcopul de Oradea, Demetriu Radu, alături de Iuliu Hosu și de Miron Cristea, atunci s-a arătat oarecum o unitate spirituală. Și atunci a fost un moment de efervescență spirituală când s-a crezut că se poate reuni ceea ce a făcut Justinian Patriarhul cu împrejurările politice specifice atunci. Atunci, în 1918, au vrut să se facă reunirea ortodoxilor cu greco-catolici în Ardeal și să-l proclame mitropolit pe dr. Elie Dăianu. Dar nu s-a reușit și a rămas această dezinurie care până și astăzi ne umbrește și ne sfâșie trupul acesta al neamului românesc. Dar, fratele și domnule președinte, cuvintele frăției tale care le-a adresat atât de frumos acestei comunități silvestrene, aș vrea să fie duse mai departe și mă bucur când văd atât de mulți tineri, fiindcă nu cei în vârstă suntem cei amenințați astăzi, ci cei tineri. Cei tineri cărora nu li se aduce la cunoștință aceste principii de viață pe care le-a avut înainte poporul român, care a făcut principiile acestea să poată depăși granițele. Ați auzit de la domnul președinte cum pentru Biblia de la București au contribuit toate mințile înțelepte din Biserica Ortodoxă de atunci. N-a fost numai Abia lui Cantacuzino,
la București, au fost și din Ardea și din Moldova. Și frumusețea limbii române a fost cântată mai mult decât oricine de un basaragan, care a zis multe dulce și frumoasă limba ce vorbim. Această limbă i-a ținut pe toți și n-aș vrea să mă mai lungesc prea mult, dar cuvântul dumneavoastră, domnule președinte, ar trebui să ajungă lângă inima fiecărui tânăr din zilele de astăzi și să simte toți că a trăi românește și în credință ortodoxă nu înseamnă să nu fii european. Ați iubit biserica și țara înseamnă tocmai acest fapt, a fi iubitor de toate popoarele și prin aceasta să nu distrugem temelia morală a societății. Pentru aceasta luptă Biserica Ortodoxă și slujitorii ei, așa cum în 1918, cei mulți știți că v-am înmânat două cărțulii pe care le-am scris despre preoții care au luptat neștiuți, acestea sunt eroii umili, neștiuți în zilele noastre. Preoții și învățătorii confesionali, aceia au vorbit fiecărui consătean al lor despre frumusețea sufletului românesc și cum trebuie să tindă fiecare să realizeze în propria lor viață aceste principii de viață ale Bisericii Ortodoxe și ale neamului românesc. Și dacă tineretul de astăzi, educat de biserică și de părinți și de bunici mai ales, că înainte vreme, când erau granițele acelea care separa pe români din toate părțile, bunicii și părinții erau cei care îi țineau uniți pe toți și le vorbeau despre frumusețea țării noastre, ipotetice pe vremea aceea, țara românească, atât de frumoasă, cum a subliniat domnul președinte. Un geograf german, în cartea lui Beschreibung der Erde, spune, zice, acest popor unit și cultivat până la cel mai înalt grad al spiritualității, acest popor ar merita să fie în fruntea tuturor popoarelor, pentru că niciun popor n-a fost ca poporul român, care niciodată n-a plecat de pe vatra lui, niciodată n-a înrobit alte popoare, niciodată n-a nedreptățit pe nimeni, a suferit însă toate nedreptățile care i-au venit pe deasupra și au diluit toate înjosirile și tot ce a fost, pentru că a avut puternică credința în Dumnezeu și neamul românesc. Ori această credință ar trebui să fie reînviată și propovăduită de fiecare părinte și bunic în casa lui, atunci când la școală îi vorbește despre alte inepții, despre transexualitate și de alte lucruri. Nu prin acestea trăiește omul, prin abaterea de la morală și de la viața corectă, ci prin credința în Dumnezeu și în dragostea față de neamul românesc. Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc de aici încolo succes și multă sănătate în conducerea. Mulțumesc, Părinte! Domnul președinte a întrebat așa discret,
dacă am vorbit prea mult. Eu cred că aș fi stat multă vreme să-l ascult și cum spune un profesor aici, silvestrenii sunt obișnuiți cu predici și 2 ore și 40 de minute. Așa. Dar acum dacă dintre dumneavoastră există oameni care ar dori să pună întrebări, eu vă spun 3, ca moderator, 3 persoane. O să accept. Așa. Andrei Durlău, domnul profesor și domnul Lucea. În ordinea în care ați ridicat. Îmi spunea părintele Bordașin, este o bucurie, într-adevăr, pentru noi. Biserica Sfântul Silvestru are o veche tradiție de a reuni oameni de știință și credință. Și ați folosit, domnule președinte, un cuvânt, ați spus foarte multe lucruri foarte frumoase, dar ați menționat cuvântul elit. Și, într-adevăr, tradiția este de a reuni oameni de elită, ai acestui neam, intelectual de elită, autentică. Autentică însemnând care reunesc competența, știința, cunoașterea cu credința. Adică mărturisitori ai adevărului și de aceea Părintele vorbea despre conștiință în slujirea cu iubire a adevărului. Adevărului cu majusculă, adevăr care este Hristos. Și între adevărul de știință și adevărul revelat, nu este și nu poate fi un conflict. Și vreau doar să spun un singur lucru. Neamul acesta, poate foarte dezlinat, cum am spus astăzi, are nevoie de această elită intelectuală care să călăuzească acest neam luminat, să călăuzească înțelepciune și cu credință. Are nevoie de intelectual, de elită ca dumneavoastră și suntem mulți, eu cunosc mulți care gândim așa, care dorim și credem că suntem de asemenea conștiință de elită și de care acest neam are nevoie. Vă mulțumesc. Andrei Dărâneau este președintele Asociației Părintele Nărere și ucenic al Părintelui. Scuze că și a dorit să aduc acest moment și mulțumesc. Mulțumesc. Domnul profesor. Mulțumesc. Permiteți-mi, domnule președinte, să vă mulțumesc cu emoție pentru tot ce ați spus. Am receptat numai cu mintea lucruri noi pentru mine, dar sufletul meu a fost efectiv luminat de ceea ce am auzit de la dumneavoastră. Și aici aș remarca, vreau să vă pun foarte multe întrebări, că n-ai prea des ocazia asta. Ce să facem, timpul nu e niciodată prietenul nostru. Am să vă pun una singură. Sunt absolvent de Politehnică și pur și simplu am fost uimit să aflu că Gheorghe Lazar era de fapt arhidiacon sfințit. Dar dacă întrebăm astăzi 1000 de absolvenți de Politehnică, nu știu dacă vom găsi 10 care știu chestia asta. Și atunci v-aș întreba, acesta, și nu știu, nu pentru că eu aș fi un inginer de la cap pătrat care în viața lui n-a citit nimic, Părintele Cristian știe că, mă rog, mă mai ocup și de alte lucruri. Nu știam de acest lucru pentru că nu aveam de unde să-l aflu, că nu prea scrie pe nicăieri și nu-ți spune nimeni. Și nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar v-aș întreba ceea ce se întâmplă, faptul că nu aflăm astfel de lucruri, că nu e singurul lucru pe care nu-l știm, este pur și simplu un semn de ignoranță sau este planul cuiva care vrea să ne transforme în niște roboți fără minte și fără inima, ușor de pornit de la un simplu buton și care era prima operație care trebuie să li se facă este tăierea rădăcinilor. Da, explicațiile sunt mai multe, domnule profesor. Eu nu sunt adeptul unei singure împrejurări și a unei singure cauze, că viața e atât de complicată. Cred că în jurul nostru se țes și planuri, pentru că între toate națiunile lumii există concurență. Noi trebuie să învățăm
să iubim pe toți din preajma noastră, să ne iubim aproapele nostru și să ducem înainte cuvântul care zidește, dar nu toți practic acest lucru. Și foarte mulți oameni de astăzi, nu numai tineri, nu înțeleg că dragostea față de propria ta casă înseamnă iubire pentru toate casele altora. Eu nu pot să iubesc alte case dacă nu-mi iubesc casa mea. Și cum spunea Părintele Bordașiu, Europa de astăzi este o Europa națiunilor, oricât de mult am sofisticat noi lucrurile. Există unii și între noi intelectuali, probabil de bună credință, care au impresia că la bazele Europei nu stau clasicismul greco-latin și creștinismul, ci stau alte realități. Și atunci țes și urzesc alte planuri. Pe mine nu m-au convins. Eu nu cred că Europa poate fi imaginată altminteri. Fără lumina aceea care vine din Antichitate și fără lumina pe care a conferit-o creștinismul, dând unitate continentului care era în decadență. Această unitate vine până astăzi. Și, în fine, ca să răspund mai concret, există oameni care vor să aibă puterea și care simt că dacă cei de dedesubtul lor sunt instruiți, au cultură, educație și personalitate, nu pot fi un aluat moale, nu pot fi aruncați în cele patru vânturi. Oamenii care gândesc trebuie convinși de niște realități. Și atunci, dacă nu mai învățăm să scriem corect, dacă disprețuim limba română, limba vechilor cazani, autorul faimoasei poezii Limba noastră, devenită imn al Republicii Moldova, a fost un preot, Părintele Alexe Mateevici, care a închinat cea mai frumoasă poezie limbii române. Deci nu vor să știm aceste lucruri, pentru că neștiindu-le, credem orice. Vine un moderator la televiziune și ne spune că albul este negru și negru este alb. Și crede. Dacă trăim într-o țară în care educația e pe loc de cinste, în care alocăm pentru educație, pentru sănătate, pentru cultură și pentru cercetare fonduri mari, atunci aluatul acela nu mai e moale și nu se lasă ghidat ușor. Prin urmare, există niște planuri de a ne face instrumente în mâinile altora. Uneori România e acuzată, și cu asta închei, că a participat la război ca să-și apere propriile interese și a urmărit să facă România mare. Păi alții de ce au participat? Credeți că Anglia, Franța și Germania au participat la primul război pentru binele omenirii? Nu! Fiecare țară a participat la război ca să își întărească interesul propriu național și să și-l atingă. Faptul că România a reușit să facă acest lucru a stârnit foarte, foarte multe invidii. Cum v-am spus, România a reușit să tripleze aproape teritoriul. Sigur, trăiau și minorități. Statul român s-a străduit să asigure la nivelul de atunci posibilitate de viețuire națională. Știți câte partide avea România interbelică ale minorităților? 2 partide ungurești, 2 nemțești și 2 evreiești, reprezentate în Parlament. Astăzi suntem acuzați că nu recunoaștem drepturile altora. La universitatea al cărei rector mai sunt și sper să-mi rânduiască Dumnezeu să mă slobozească, că nu le mai pot duce pe toate, la această universitate cu 43.000 de studenți, sunt 3 limbi oficiale. Fiecare student își alege limba de studiu la început între română, maghiară și germană. 4 facultăți de teologie creștină frățești, teologie ortodoxă, teologie greco-catolică, aici se predă în românește, teologie romano-catolică, unde se predă în ungurește, și teologie protestantă, unde se predă în ungurește în mare măsură și puțin nemțește, că germanii au mai rămas 35.000 în țara românească. Prin urmare, o universitate în care sunt toți la un loc, în care se predă în atâtea limbi, cum să putem spune în fața lumii că nu respectăm drepturile altora? Să dau doctorate în toate aceste limbi, masterate. Un copil născut în Ardeal și care nu-i de etnie română, de la grădiniță până la doctorat, poate învăța în limba lui maternă.
Sigur, nu-i perfect. Sistemul nostru, din acest punct de vedere, nu-i perfect, dar există. Și atunci, cum să ponegrim noi înșine această țară? Țara nu-i de vină pentru ticăloșirea noastră, nici pentru plecarea atâtor milioane de români în diasporă. Sunt de vină instituțiile proaste, oamenii nepregătiți, oamenii insidioși, oamenii vicleni, oamenii care nu știu să chivernisească această țară, dar pretind că știu. Țara însă n-are nicio vină. Țara e deasupra acestor lucruri. Și în țară se cuprind toți care au trăit înaintea noastră. Și jignire mai mare în a ofensa țara nu există, pentru că e ca și cum ne-am înjosit părinții și bunicii. Prin urmare, și niciun popor serios nu face treaba asta. Noi nu trebuie să confundăm răul prin care trecem cu această țară pe care ne-au lăsat-o strămoșii. Știți că de la Vrancea zice, prin vocea, sau Ștefan cel Mare prin de la Vrancea zice, Moldova n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Astea nu-s vorbe de clacă, nu se mai învață la școală. Pentru că dacă îi înveți pe copii treburile astea, atunci îi înveți rânduiala cea dreaptă. Vlaicu Vodă s-a scos din manuale pentru că acolo este o parte, o tiradă extraordinară în care Vlaicu îi spune mamei lui Vitrege, care era de altă etnie și credință, Doamnă, datina străbună e mai mult decât o lege. Domnul ce-și cunoaște țara din chiar traiul ei cu lege, obiceiuri de tot felul, trebuințe de orice soi, năzuințe, doruri, vise, ure, patime, nevoi, el le cerne, le frământă, le topește, le strecoară și le toarnă ca într-o matcă în cuvântul către țară. Din aceste vorbe înalte ale domnilor români, timp de veacuri neamul țese datina de la străbuni, pruncul de la sân o soarbe în fiecare strop de lapte. Leagănul în care doarme i-o șoptește în blânde șoapte. Eu mai spune vechiul basc, de bunică povestit. Doina lung i-o cântă în frunză când e vârsta de iubit. Arcul, gheoaga din părete, pururi o aduc aminte, o citește în pomenirea de pe lespes de morminte. De aceea, dumneavoastră, când veniți în acest sfânt lăcaș, treceți pe marginea bisericii să vedeți mormântul părintelui Galeriu. Astea nu-s povești, astea sunt lucruri care ne-au ținut pe noi în viață, iar a le spune, câteodată astăzi, înseamnă pentru unii a fi ridicol. Dacă asta înseamnă a fi ridicol, înseamnă că nu ne merităm țara, degeaba vorbim de centenar. Țara trebuie meritată în fiecare clipă. Le-am mai spus studenților mei că țara nu-i ca o pâine să-și ia fiecare câte o felie și să plece cu ea, că-i ca o biserică în care trebuie să venim cu ofrande. În țară trebuie să venim cu ofrande, să o veghem, să o pictăm, să o păstrăm, să ne închinăm ei. Dar dacă nu se mai învață la școală lucrurile astea, nu trebuie să ne mirăm că ne risipim. Ne risipim, sunt mici românii peste tot, asta nu-i rău, că avem atâtea neamuri peste tot pe unde te duci. Am fost la Londra, acum mâine trebuie să plec la Roma și mă întâlnesc cu românii. Sunt amărâți în sufletele lor. Unii sunt așa de amărâți încât confundă ura față de semenii răi cu ura față de țară. Sigur, nu toți, cei mai mulți, dacă stai de vorbă cu ei și ai timp, dar n-avem timp, din păcate că fugit ireparabile tempus, dacă ai timp, afli durerea din suflete. Îți dai seama că tânjesc după un fir de iarbă, după susurul de izvor, după vocea mamei care trăiește bătrână și uitată. Nu credeți că le e bine. Nici celor mai mari intelectuali. Am fost în California în vara asta și am vorbit cu oamenii. Oamenii s-au tras deoparte și mi-au spus că ar veni. Sigur că nu îi încurajăm să vină. Că țara, ca să fie un edificiu bun, trebuie chivernisită bine. Iar cei care o chivernisesc trebuie să știe să o facă. Nu ne naștem cu ideea administrării țării, ci trebuie să fie pregătiți să o facă. Și atunci vor veni cu toții, cu drag și cu încredere.
Și trebuie, după părerea mea, toți să facem treaba asta acolo unde suntem rânduiți de Dumnezeu. Preotul trebuie să fie dăruit cu har și să vorbească în fața credincioșilor încât aceștia să-i soarbă cuvintele. Profesorul trebuie să predea cu cinste și onoare, nu să mimeze. Inginerul trebuie să-și facă datoria, să facă poduri, șosele bune, fac planuri inginerii, dar nu suntem capabili să le ducem la împlinire. Vă dau un exemplu care arată deosebirea între noi și ceilalți. Catedrala Încoronării s-a terminat în 14 luni, cea de la Alba Iulia, în care în 922 regele Ferdinand și regina Maria s-au încoronat. Și noi nu facem o autostradă nici în 30 de ani. Cum au putut ei acum 100 de ani să facă această catedrală? Te uiți și astăzi la complexul acela extraordinar și te minunezi. Prin urmare, trebuie să învățăm multe de la ei și nu să-i disprețuim. Astăzi ce suntem învățați? Să ne gândim la trecut cu dispreț și să zicem oamenii aceia, dacă n-aveau tabletă, erau proști. Așa am înțeles că învață unii pe tineri, că dacă nu știau să butoneze și să se uite pe imagini sau așa, nu știau, știau, aveau alte imagini în cap, știau alte lucruri. Prin urmare, pledoaria mea și a tuturor românilor cinstiți trebuie să fie pentru bună rânduială, cum am învățat eu în copilăria mea, de la bunici și de la părinții mei, cum am învățat de la profesorii mei la școala întemeiată de Andrei Șaguna la Brașov, căci m-am născut în nordul Ardealului, dar am trăit la Brașov, acolo unde e un echilibru al spiritului românesc, așa un fel de temelie care pornește în șchei și se răspândește peste tot. Prin urmare, nu avem decât să facem ce trebuie. Nu trebuie să facem totul, cum zicea Ceaușescu, ci numai ceea ce trebuie la locul, că dacă suntem zidari, să zidim bine. Dacă suntem hornari, să curățăm bine hornurile. Și dacă suntem buni computeriști, să reparăm calculatorul, să facem softuri bune, dar să nu stăm toată viața lângă calculator, că ne dezumanizăm. Astea sunt, iar învățații care sunt în fruntea acestei țări acum, între ghilimele, nu reușesc să ne transmită mesajul de sinceritate. Și poate de aceea avem dezamăgire în suflet. Dar sunt convins, eu ca istoric vă spun, că vom depăși etapa asta și vom ajunge din nou într-o etapă de concordie, cum a trăit poporul ăsta mereu. Că noi am fost pe marginea prăpastiei și am renăscut mereu cu credința în Dumnezeu, în bine, în onoare, și am apărat adevărul și dreptatea, dar numai când le-am însoțit de bunătate. Că adevărul și dreptatea singure sunt goale. Dacă le însoțim și de bunătate sufletească față de aproapele nostru, atunci victoria e asigurată, rânduiala este făcută și țara poate fi salvată. Această încheiere, un cuvânt pe care Părintele Galeriu îl iubea extraordinar de mult. Adevărul fără iubire poate să-și ucide. Deci ați legat lucrurile nu întâmplător. N-avem cuvinte să mulțumim. Eu vă mulțumesc. Rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvânteze cu toate darurile și să binecuvânteze și poporul acesta și să-l ridice din chinul lui, să-l înalțe ca să aducă mărturie bună în fața lui la tronul judecății, căci ne mântuim și ca popor, nu numai ca om. Și să încheiem atunci cu rugăciune.
tine sunt cu adevărat, să te fericit pe tine, Sfătoare Dumnezeu, și atât de fericit de care ne va face mai mult Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstit de chiar și mai mai mult, fără de Sfătoare Dumnezeu, care fără frigăciune pe Dumnezeu cu cuvântul acesta. Pe tine, cea cu adevărat, în Sfătoare, și Dumnezeu, să vă dat, și Fiul, și Sfântul, și Sfântul, și Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părintele, binecuvântează. Cu noi este Dumnezeu.